A fost bucurie mare azi în școlile din Făgăraș. Campionii mondiali ai renumitului joc Kendama au făcut un tur de forță prin clase. Așadar, pentru câteva minute, copiii au închis caietele și le-au arătat ce scheme pot face cu Kendama proprie. Hai să ne spui, te duci la campionat? Da, mă duc. De cât timp ai Kendama? De 2 ani, nu 2 ani, vreo 3 luni, așa, aproximativ pe acolo. Și când te joci tu cu Kendama? Când am timp liber. Cam cât timp te joci pe zi? O oră, două. Păi Kendama pentru mine înseamnă un mod de viață, un stil de viață. Îmi place foarte mult să mă joc, îmi dezvoltă și mâna, încheietura, scrisul. Tu cât timp te joci cu Kendama pe zi? Depinde, cam mereu. Nu prea las din mână. Îmi place foarte mult. Te duci la campionat? Da, mă duc. Sper să câștigi? Da, ar fi perfect. Ia uite ce scheme știi să faci. Ți-e place să te joci cu Kendama? Da. Cât timp te joci? Aproape toată ziua după teme. Asta înseamnă că nu te mai uiți pe telefon, pe tabletă, ai renunțat la calculator? Nu mă mai joc prea des pe telefon și pe electronice. Deci preferi Kendama? Da. Kendama este un stil de viață, îmi place foarte mult pentru că îmi dezvoltă mâna și pot să fac, am învățat pe timpul jocului, pe timpul antrenamentului să fac foarte multe scheme. Îmi place să mă joc foarte mult cu Kendama, când am timp liber să dau diverse scheme pe Kendama. Te duci la campionat? Da, mă duc. Și sper să câștigi? Da. De cât timp ai Kendama? Un an. Aproximativ un an. Și să înțeleg că ai renunțat la telefon și la tabletă și te joci cu Kendama sau? Câteodată da. Apoi, sub privirile uimite ale copiilor, cei 5 campioni și-au arătat tricurile. Dacă încurajați un pic, că face mai bine. Wow! Este foarte, foarte bun, da? Ce e la tricul ăsta? Prima ediție a campionatului țării Făgărașului la Kendama. Mă bucur că Librăria Birotec s-a putut să organizeze acest eveniment extraordinar. Vin copii din București, din Brașov, din Sibiu, din Constanța, de peste tot, care au aflat de concursul nostru și spre marea lor surpriză au aflat că vin cei 3 campioni mondiali împreună cu Oase și cu Alfa, vin aici la Făgăraș și au zis, wow, nu se poate să ratăm evenimentul. Iată că astăzi avem și sesiune de autografe, începând cu ora 1 la librării, unde se vor întâlni cu copii. Acum am dat o tură prin școli și mulțumim din suflet profesorilor, învățătorilor și directorilor care ne-au permis acest tur și care au înțeles importanța jocului de Kendama. Un joc care rupe copiii de tehnica de calcul, de calculatoare, de laptopuri, de telefoane mobile și îi aduce în lumea reală unde socializează, unde se întâlnesc și se bucură în aer liber împreună cu prietenii lor. Aș vrea să le mulțumesc și bunilor noștri prieteni, Oase, Alfa și campionii mondiali, că sunt alături de noi aici la Făgăraș. Cum vă simțiți? Extraordinar de bine. Am rămas puțin șocați de câtă lume se joacă aici Kendama și cât de repede am putut să ne mobilizăm pentru a intra în școli, ceea ce ne bucură foarte tare pentru că trebuie copiii să se joace într-un mediu controlat și foarte plăcut. Hello, my name...
first time, it's very cool. So sorry. Not kendama. Yeah. So many kids have kendama. It is very exciting. I love kendama. Romania loves kendama, and I love Romania. It's very exciting to be here. I'm super impressed that every school has a kendama. It's just insane. I can't believe that this many kids play. It's honestly super amazing. I hope one day this United States can be like this, but honestly, I just love Romania because so many kids are so interactive with kendama. I love it. Hi, I'm Zach Gallagher. I was really not expecting Romania to be this awesome, this huge with kendama. I love it here. Ever since I've been here, I felt at home with kendama and anything else. I love being here and I can't wait to see the scene grow more in kendama here. Copii din toată țara Făgărașului, atenție, dacă sunteți iubitori de kendama, puteți să participați la campionat. Și mai mult decât atât, puteți să vă întâlniți și să luați lecții de la așii acestui joc. Cei 5 jucători de renume, Oase, Nick Gellinger, Zach Gellinger, Christian Fraser și Alpha, vor juriza concursul care a început azi la ora 16 și va continua sâmbătă începând cu ora 10.